Azi vorbim pe scurt despre Incredibles 2 pentru că am văzut filmul și mi-a făcut o idee așa despre nouul film al celor de la Pixar. Cred că am să fac și o teorie, dar o voi lăsa pentru următorul clip. Chestia e că nu l-am văzut pe primul sau nu mi-am amintit să-l fi văzut, deci dacă și voi sunteți în situația mea, adică să nu fi văzut primul Incredibles, s-ar putea să aveți niște semne de întrebare așa după ce veți vedea acest film. Ar fi bine astfel ca înainte să mergeți la film să vă uitați și la primul film. Voi da și niște spoilere în acest clip. Bun, ați fost avertizați. Gata, hai să începem. Filmul e dedicat familiilor, dar pune mai mult accent pe copii. Deci dacă ești un copil, îți va plăcea pentru că e ușor de urmărit. Mie cel mai mult mi-a plăcut părțile cu bebe. Aș face o comparație cu primul, dar având în vedere că nu l-am văzut pe primul, voi vorbi în comparație cu ultimele filme ale celor de la Pixar. Și da, acest film, nu știu, mi s-a părut așa uneori destul de plictisitor. Bine, nu vorbesc despre fazele de acțiune, ci așa în general. A fost și destul de previzibil, twistul acela din final era de așteptat. La partea de animații și efecte, nu am ce zice, că acolo e Pixar thing. Deci dacă mergeți pentru asta, nu veți fi dezamăgit. Nu am prea înțeles de ce doar Elastigirl a fost recrutată de organizația aia și nu toată familia, că cealaltă parte a familiei a fost lăsată de o parte până la finalul filmului. Știam pe net și de ceva propagandă feministă în film și probabil ăsta a fost motivul. Mie nu mi s-a părut neapărat o propagandă feministă, dar da, se fac câteva referințe care ar putea duce cu gândul la asta. Oricum, și dacă se face, nu e atât de deranjant, adică nu influențează filmul cu nimic. Ca o concluzie așa a filmului, cred că Pixar în special poate face și filme mult mai reușite. Nu prea pot compara filmele precum Coco sau Inside Out cu Incredibles 2. Dacă vrei un film așa de o după-amiază de august, în care să te relaxezi, Incredibles 2 e ok. Dar dacă îți plac filmele mai deep și cu meaning, care să te lase cu întrebări, atunci ar trebui să te orientezi către un alt film. Chiar și către unul făcut de Pixar, ca au și filme de genul. All in all, mi s-a părut destul de fun. Plictisitor în unele momente, cu acțiunea previsibilă și cam atât. Altceva nu am ce spune despre el. Va rămâne acolo genul de film care a apărut și probabil în vreo câțiva ani îmi voi aminti doar de bebelușul acela care se transformă într-un troll roșu și este calmat cu prăjituri. Cam asta este și părerea mea despre film. Voi l-ați văzut, ce spuneți despre el? Puteți lăsa un comentariu mai în jos. Ok, cam atât pentru asta, puteți da un subscribe, un click pe clopoțelul meu, un like, un follow pe Instagram și de ce nu să vă uitați așa alte clipuri. Ne auzim foarte curând cu un nou clip. Salut, pa! Fă o teorie despre Catena, cel mai tare desen animat. Steven Universe, bagă!